este finalul unui antrenament de călire a voinței numit Kangeiko. Vine din japoneză, se traduce prin antrenament la rece și reprezintă salutul de bun venit în anul nou al practicanților de karate de toate vârstele. Kangeiko se desfășoară 7 zile consecutiv dimineața de vreme când afară este întuneric și frig. Tocmai aceasta este provocarea, să te trezești cu noaptea în cap, să te antrenezi în temperaturi scăzute și să-ți depășești limitele fizice și psihice. Se începe cu o încălzire temeinică, apoi se pleacă la alergare. Antrenamentul tehnic abia după asta începe. La fiecare început de an avem plăcerea de a ne trezi înainte de răsăritul soarelui, să ne antrenăm, să ne întâlnim cu prietenii. Fain și am învățat lucruri noi. Da. Poate fi frumos să te trezești la ora 5? Dacă faci karate, consider că da. Câți ani ai? 5 ani și 10 ani. Și cât ești faci karate? De un an. A fost o săptămână grea, dar toți sportivii au reușit să ducă la bun sfârșit programul. Efortul le-a fost și răsplătit. Da, foarte mulțumit. Deci n-am avut nicio renunțare. De la începutul săptămânii și până acum, toată lumea a participat la toate antrenamentele, în fiecare dimineață. Antrenamentul se dovedește o provocare și pentru părinți. Își aduc noaptea în cap micuții la sală, apoi îi duc acasă sau la școală și pleacă la serviciu. Programul 5 și un sfert deșteptarea pentru mine, 5.40 pentru copil, 6 fără 10 plecat de acasă. Program destul de încărcat, dar dacă a fost voință din partea lor, bună voință din partea noastră, totul s-a încheiat cu bine. Și pentru mine este bine și mai ales pentru el. Dar mișcare, mă trezesc de dimineață. După ultimul antrenament, răsplata este un mic dejun copios pentru cei care au ajuns să finalizeze Kangeiko și un certificat de confirmare a angajamentului și pasiunii pentru karate. Doamnelor, domnilor, Jurnalul Regional TVR Timișoara.